așa, de ce ați ales voi facultatea de litere? Ținând cont de anumite aptitudini, de pasiunea pentru a citi, era ok să aleg facultatea de litere. În plus, auzisem și de la câțiva prieteni și profesori despre calitatea învățământului la noi aici, al Transilvania, și am zis să vin la facultatea de litere. Acum, Alex, o să ne spună de ce a ales să vină la facultatea de litere? În primul rând pentru că eu am o pasiune față de literatură și pentru că, așa cum a spus și Sabina, la facultatea de litere a Universității Transilvania din Brașov există foarte mulți profesori care sunt și niște importanți scriitori, mai ales cei din generația 80 și puțin după generația 80, importanți critici literari, deci a fost o alegere foarte bună pe care am făcut-o. Îmi place la Brașov. Ne place, place, ne place, 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 place. De ce ai ales să particip la acest colegiu? Pentru că are o faimă care a ajuns până la București, e foarte apreciat. Este vorba în primul rând de literatură contemporană, adică literatură vie, și e altceva când poți să vezi autorul și să îți poți confrunta părerile critice cu părerile autorului. Asta în primul rând. Apoi mai fusesem la colocviu și în urmă cu 2 ani și voiam să reiau experiența, pentru că mi s-a părut că jurizarea a fost foarte echilibrată și condițiile de organizare au fost foarte bune. Îmi place Brașov. Lucrurile simple mă inspiră, expiră cuvinte, propoziții, fraze, doze pentru minte. M-a interesat foarte mult stilul colocviului, pentru că nu sunt numai profesori sau critici profesioniști care vorbesc, ci sunt studenți și mă interesa tocmai mai mult, dacă vreți să știți, părerea studenților decât a profesorilor. Îmi place aici. Care a fost tema lucrării tale? Ritmul narrativ la Țepeneag, mitraliera Țepeneag. De ce mitralieră? Pentru că e un ritm extrem de alert, e un microroman care trage în continuu și care m-a împușcat de la început până la sfârșit de când l-am citit. Tema mea s-a numit poetica vizuală, aplicată pe volumele Exerciții și Frig. Am încercat cumva să fac o, cumva o paralelă între proza lui Dumitru Țepeneag și niște pictori suprarealiști, Chirico, Magritte și Juan Miró. Place, ne place, 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 place. Cum te-ai simțit la colocviu? Te-ai așteptat să câștigi? Nu știu dacă m-am așteptat să câștig, ideea e că nu mi-am propus să câștig. Ce e important la un colocviu de tipul acesta este că, din punctul meu de vedere, câștigi experiență și mai ales vezi mai multe tipuri de școli critice. Deci, din punctul meu de vedere, asta e important. În definitiv, vezi cam care sunt abordările facultăților din țară, îți dai seama după profesorii care sunt acolo, cam ce tip de critică este adoptată și de studenților. Asta e foarte interesant. Un gând, un sfat pentru studenții de la Facultatea de Litere și pentru tinerii scriitori? Nu-mi place să dau sfaturi. Sfaturile sunt foarte periculoase. Pot doar să spun că le doresc foarte multă șansă și pentru acea categorie de studenți de filologie care își propun, care doresc, care visează să ajungă scriitor, cred că unul din lucrurile pe care le-ar putea învăța ar fi acela că important este să încerci și că dacă eșuiezi nu este nicio nenorocire. Mulți dintre ei se vor apuca de literatură, probabil că puțin dintre ei vor face performanță ca literatură, dar cei care nu vor face performanță în literatură nu vor avea de ce să fie nici mâhniți, nici jenați, fiindcă la urma urmei au încercat, s-au supus un exercițiu de mare noblețe, indiferent dacă exercițiul a reușit sau nu. Cum
Suntem la cea de-a 10-a ediție a Colocviului Național de Literatură Contemporană, colocviu organizat de Facultatea de Litere din Brașov, și în câteva momente vom avea o conversație destul de inedită, cred eu, cu domnul Andrei Bodiu, inițiatorul acestui proiect. Și hai să dăm startul acestei mici conversații. Domnule Bodiu, înainte de a trece la chestiuni cu adevărat serioase, am o întrebare. Să spunem că ar putea fi, dar de fapt e foarte importantă. Dacă literatura ar fi o femeie, cum ar arăta ea, pentru dumneavoastră cel puțin? Grea întrebare. Depinde. Pentru că literatura e de foarte multe feluri. Dar în orice caz, dacă este o literatură foarte bună, deci o literatură de calitate, este ca o femeie frumoasă, adică nu ar reprezenta cumva în mintea mea ce reprezintă o femeie frumoasă. Iar gusturile știi foarte bine că nu sunt aceleași, adică ce pentru mine poate să fie o femeie frumoasă nu e obligatoriu să fie și pentru tine, știi? Adică nu cred că avem aceleași criterii sau în mod normal bărbații nu au aceleași criterii. Da, niciodată când vine vorba mai ales de femei. Corect. Adică e cu atât mai problematică situația ca atare, nu? Atmosfera la Facultatea de Litere din Brașov este, după părerea mea, mai dinamică decât la celelalte facultăți de litere din țară. Mă rog, întrebarea poate să fie dublă. De ce ar alege litere mai întâi și apoi de ce ar alege Brașovul? Un absolvent poate să aleagă litere pentru că aici va învăța cum să fie stăpân pe exprimarea ideilor lui. Practic pe exprimarea personalității lui. Va putea să își controleze și să-și articuleze mesajul, să fie o prezență coerentă în societate și în viața lui profesională, atât din punct de vedere intelectual, cât și din punct de vedere al limbii. Va învăța două limbi străine foarte bine, la un nivel de competență ridicat și cred că după ce își finalizează studiile, va putea să se deschidă în foarte multe direcții și absolvenții noștri sunt astăzi în foarte multe părți, în foarte multe domenii. Pe mulți dintre ei vedem în fiecare seară la televizor, pentru că lucrează în televiziuni, pe alții găsim prin companii, chiar prin firme. Pe lângă domeniul nostru tradițional, care este învățământul și care este o muncă extrem de interesantă și nobilă, care suferă în ultima vreme datorită condițiilor sociale și economice. Și de ce Brașov? Iar Brașov, pentru că aici cred că relația dintre profesori și studenți este mult mai apropiată decât în alte părți. Studenții sunt în centrul evenimentelor noastre. Noi gândim foarte multe evenimente în afara orelor, în afara cursurilor, care sunt făcute toate pentru studenți, astfel încât ei să aibă experiență cât mai bogată în timpul acestora, să cunoască personalități pe care noi le invităm la conferințe, să cunoască scriitori, de pildă, artiști, să ia parte mai voluntar la tot felul de evenimente, astfel încât școala să nu reprezintă doar un culoar paralel, redus la a învăța și a reda ce ai făcut, ci chiar să le oferim posibilitatea asta de a vedea lumea prin intermediul acestei școli și de a participa la toate evenimentele acestea. Pe lângă asta, Brașovul este cadrul în care noi ne-am definit foarte bine și este, desigur, cel mai frumos oraș al țării, așa că e un avantaj. Ne place, ne place, ne place, place, place.